Hello, ce mai faceți? Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi pregătesc, pentru că este duminică, un tip pe partea de beauty. După cum vedeți și în titlu, având în vedere că eu tot am făcut pe partea de foto What's in my photo bag, m-am gândit să fac chestia asta și cu geanta mea, să vă arăt ce este în minunata mea geantă. Atunci când nu plec să fotografiez, ce am eu în geantă atunci când pur și simplu, nu știu, merg la un film, merg pur și simplu la o întâlnire, merg undeva. Așadar, geanta de astăzi este aceasta, pe care voi ați mai văzut-o în haul-ul de astă iarnă în care vă vorbeam despre ea. Este cea cumpărată de pe AliExpress, pe care am dat undeva la 10 dolari. După cum vedeți, rezistă foarte ok, a trecut aproape jumătate de an de atunci. Și îmi place foarte mult, recunosc că am purtat-o pentru că îmi place faptul că nu are multe compartimente. Este vorba doar despre compartimentul principal, are un singur compartiment. Și bun, unul și bun. Și aveți aici posibilitatea de a pune toate produsele, tot ce vreți să vă țineți în geantă. Bineînțeles, câteva mai micuțe, dar nu are separatoare ca să aveți nu știu câte compartimente. Recunosc că m-ar fi enervat treaba asta pentru că mie îmi place să fac una geantă și să găsesc ce am nevoie fără să stau și să caut. Așadar, haideți să vedem ce ține un geantă. Având în vedere că geanta asta a fost utilizată ieri, s-au strâns câteva lucruri și, mă rog, și săptămâna trecută au fost strâns câteva lucruri pe care e drept că nu le-am scos de aici, așa că o să le scot acum cu gol. În primele două buzunărașe, acestea care sunt mai micuțe, am o trusă de unghii, pentru că e tare enervant atunci când ți se întâmplă să ți se taie unghia, să ți se rupă unghia sau să ai o problemă. Este trusă din aceasta clasică, forfecuță, pensetă, pilă, în cazul în care există o problemă. Tot în buzunarul ăsta am și un elastic de păr, pentru că na, avem părul lung, ne trebuie un elastic de păr, nu se știe niciodată când ai nevoie. Portofelul este tot comandat de pe AliExpress, cumpărat odată cu geanta, nu de la același seller, însă v-am vorbit despre el, îmi place tare mult și îmi place să le port cumva împreună. E drept, astea nu sunt vintage-uri autentice, însă nici nu am timp și nici nu am răbdare să umbl foarte mult prin târguri de vintage, așadar am preferat să cumpăr ceva care seamănă, ceva care este în stilul ăla, chiar dacă nu este vintage pur și autentic. Alături de portofelul ăsta există și un portmoneu în care îmi țin monedele. Acesta este vintage, l-am cumpărat de la Before Vintage și v-am vorbit despre vlogul de la Before Vintage. Îmi place tare mult pentru că e mititel, evident e portmoneu și îmi place foarte mult cât de bine a fost întreținut. Este genul ăsta de goblen pe partea asta, iar pe partea cealaltă este dintr-un material satinat cumva. Nu e satin, dar e satinat negru. Înăuntru sunt două compartimente. V-am vorbit și despre ăsta și îmi place mult de tot. Le iau împreună de obicei. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Căști pentru telefon, pentru că mai ascult muzică. De obicei, astea le folosesc la tabletă sau la telefon când mai vorbesc, pentru că vorbesc destul de mult la telefon. Ce am mai găsit? Am mai găsit un suport pentru bomboane de la MM. Ăsta l-am luat anul trecut de Crăciun. A fost din ediția aceea de Crăciun și îmi place că e metalic. Și poți pune o grămadă de chestii în el. Poți pune alte bomboane, ceea ce am și făcut. Acum e gol. Evident. The Cookie Monster. Este gol, dar aici poți pune și, bă, nu știu, medicamente, dacă vrei să-ți iei câteva pastile cu tine, bă, și nu vrei să cari folia, habar n-am. Poți pune bomboane, zahăr, ce vrei să iei cu tine. Iupi! Avem un cablu USB. Nu? Cum? Eu fără cablu USB la mine? Nu știi când ai nevoie de un cablu USB? Am și o carte cu mine. E cartea pe care o citesc acum. Este vorba de Honoré de Balzac, Povestiri din Comedia Umană. E o carte din biblioteca părinților. Și sunt undeva pe la jumătate. Așa. Mai am un blog notes din acesta din Cora. Eu nu prea car agent de agenduțe, mă, normal, însă a fost nevoie zilele astea să iau cu mine lucruri pe care să notez. Am avut niște întâlniri, am avut niște discuții și aveam nevoie să folosesc o agendă sau ceva de scris, iar agendele mele sunt prea mari. Sunt din alea cartonate și nu mi-ar fi simplu să stau și să car după mine, așa că am luat-o pe asta. Are foi feline, e super ok. Pix, classic, basic. Banană, și la fel de basic.
Și ultimul lucru pe care l-am, în afară de părul de câine, ultimul lucru pe care l-am în geantă este acest săpun antibacterian de la Bath & Body Works. Am o tonă de asta iarnă, așa că nu le-am terminat. A rămas cu cățelul ăsta, cu husky-ul ăsta, ca și suport. Și este cel Winter Candy Apple. Miroase a mere și e cumva așa răcoros. Vine iarna, așa că e ok. N-am consumat decât unul singur din astea, mi se par super rezistente, sunt super ok și curățătoare, bine, așa că sunt super îndrăgostită de ele. Și cam asta a fost cu compartimentul principal. Trecem la compartimentul cu fermoar, unde nu am mare chestie, am acest creion de ochi de la Essence, creion negru. Așa. Și un ruj de la NYX. NYX Plush Gel Lipstick, este nuanța aceasta maronie. Mie îmi place tare un rujul ăsta, v-am mai zis despre el. E lucios, poți să-l folosești și peste un ruj mat dacă vrei să dai un pic de luciu sau pur și simplu folosești așa, tapotezi ușor buzele cum am făcut eu acum peste un ruj mat ca să rămână mat, pentru că el are o tendință să fie ușor glossy în momentul în care e aplicat doar el și astăzi deși mi-a venit ideea să-l aplic. Și cam asta e. Nu mai avem nimic. Nici lilieci, nici molii, nici fluturi, nici nimic. Nu e un clip foarte lung, am văzut toate fete care au scos toată casa din geantă, însă mie îmi place să car 300.000 de chile după mine. E suficient atunci când merg la fotografiat că am Dita Mai Ghiozdanu cu un milion de chestii, așa că mi-aș dori atunci când plec să nu car și în geanta personală la fel. Sunt cazuri când mai am, nu știu, apă minerală sau apă plată în geantă sau suc, sticlă de suc sau am, nu știu, alte șervețele, telefon mobil, habar n-am, mai variază, dar în principiu cam astea sunt chestiile pe care le cam iau după mine, ce am nevoie. Se mai și adună și le mai uit acolo, mă uită Dumnezeu că ele în geantă, când schimb geanta mi-aduc aminte de ele, dar în principiu nu sunt genul de persoană care să car foarte, foarte multe, nu mai sunt, înainte luam toată casa și eu. Și, sincer, mai mult clipul ăsta l-am făcut pentru geanta asta, pentru că chiar sunt mândră de ea și chiar mă bucur foarte tare că am luat-o, pentru că nu mi-a făcut probleme, nu s-a tăiat, a rezistat super ok, iar la banii ăștia chiar îmi place foarte, foarte mult. Ei, dragilor, cam asta a fost cu clipul de astăzi. Chiar dacă n-a fost unul foarte lung, eu sper că v-a plăcut, sper că a fost pe placul vostru. Dacă v-a plăcut, o să vă rog să-mi arătați treaba asta, să-mi dați un like ca să știu că mai vreți clipuri de la mine. Nu uitați să treceți și pe Instagram și pagina de Facebook, să vedeți acolo ce imagini mai postez, ce fotografii am mai făcut. Urmează acum două serii de fotografii, trei aș putea spune, dar o lăsăm așa momentan în suspans, care o să vă placă cu siguranță, așadar vă invit să aruncați un ochi. Și de asemenea să vă abonați la canalul meu dacă vreți să mai vedeți clipuri de la mine, fie că vorbim de partea de fotografie, fie că vorbim de clipurile de beauty. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, sper că v-a plăcut după cum am spus și vă aștept în clipul următor de vineri. Vă pup, o săptămână frumoasă!